A scăzut numărul oamenilor credincioșilor care vin să se împărtășească an de an de Sfintele Paște? Nu am la îndemână niște cifre ale unui astfel de sondaj, știu că a existat un sondaj relativ recent care indică creșterea procentului celor care își declară încrederea în biserică. Acum sigur, prin încrederea în biserică se pot înțelege foarte multe lucruri. Corect, dar ca da. factor general, orientativ indică o creștere a numărului celor care au frecventat biserica în această perioadă de restriște prin care am trecut cu toții. Eu cred că numărul celor care se împărtășesc rămâne constant, dar crește într-adevăr. Încrederea în biserică. Cu... Da. Și crește numărul lor simțitor în perioadele acestea. Dinainte de Crăciun și dinainte de, de Paști, cum este și firesc. Care credeți că sunt cauzele acestei creșteri? cauzele. Din... Motivația, motivația creșterii din în, creșterii. În, biserică? în primul rând, este vorba de un factor care ține de ceea ce au simțit oamenii că se întâmplă într-o perioadă în care mesajele publice au fost contradictorii, în care mesajele. Care au circulat în spațiul public, au creat niște nemulțumiri, au rămas însă niște constante. Omul are niște constante în viață, între care cel religios. Raportarea la religios, raportarea la biserică ca expresie publică a vieții religioase, este una mai intensă în perioadele în care se suferă social mai mult, ceea ce e absolut de înțeles. Pentru că știți bine, și când ne îmbolnăvim personal, și când trecem prin ceva complicat, cum spunea cineva, mai ușor îl vezi pe Dumnezeu printre lacrimi decât printre zâmbete. Când ne merge totul bine, tindem să neglijăm, ca să spun așa, lumea din interiorul nostru. Când ne confruntăm cu niște lucruri care ne pun la încercare, cum e o criză, ne amintim că există, amintim că există un suport la care putem face apel oricând și care nu ne înșală niciodată și care este Dumnezeu. Așadar, credința, credința e o constantă în viața umanității, nu au existat societăți atee, nici nu vor exista, credința capătă diverse forme de expresie, vorbim de secularizare. Eliade ne-a spus-o de mult, sacrul nu dispare, sacrul se camuflează uneori în profan, ca să folosesc doi termeni din istoria religiilor. Așadar, religiozitatea, implicarea omului într-o zonă personală a reflexiei religioase, a rugăciunii. Sunt constante, să știți, în ciuda secularizării și a îndepărtării omului de expresiile foarte concrete ale vieții religioase, o viață religioasă rămâne, de fapt, în fiecare dintre noi, doar că forma de expresie capătă uneori culori diferite.